Bună ziua, sunt Cătălin Gorea și vă invit la News Show. Iată câteva dintre subiectele pe care le vom aborda în această ediție. Începând de astăzi, centrala electrică de la Cugiurgan nu va mai livra curent electric malului drept al Nistrului. Autoritățile în domeniu nu au reușit să ajungă la un compromis, iar în acest caz, întregul volum de energie este achiziționat din România. Ce deficit de energie este preconizat pentru ziua de azi, vă spunem la știri. Încă 1 milion de lei au găsit procurorii de la anticorupție în pungile negre depistate acum 2 săptămâni la activiști și membri ai partidului Șor. Astfel, suma a ajuns la peste 4 milioane de lei și nu 3,5 milioane, așa cum s-a anunțat inițial. Sancțiunile anunțate săptămâna trecută de Statele Unite ale Americii au fost puse în aplicare și de autoritățile de la Chișinău. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale. Avem detalii în câteva clipe. Moldova consumă integral curent electric din România. Centrala de la Cugiurgan a asistat livrările de energie pentru malul drept al Nistrului, începând cu miezul nopții. Din această cauză, deficitul preconizat pentru ziua de azi este de peste 30%, adică de aproape 5 ori mai mare decât a fost înregistrat săptămâna trecută. Insuficiența va fi acoperită prin contractul de avarie pe care țara noastră îl are cu România. 53% din consumul malului drept al Nistrului sunt contracte comerciale cu România. 9% termoelectrică, deficitul este de 33% acoperit prin contract de avarie cu Transelectrica. Alte 5% sunt nodul hidroenergetic Costești, 1%, 1% CET Nord și 3% sursele regenerabile locale. Așadar, potrivit șefului de la Mold Electrica, deficitul de energie preconizat pentru ziua de azi este de aproape 5 ori mai mare decât săptămâna trecută. Asta deoarece centrala electrică de la Cugiurgan a asistat livrările pentru malul drept al Nistrului. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu a anunțat aseară că nu a fost semnat un acord cu centrala, dar nu a precizat din ce motive nu s-a ajuns la o înțelegere. Pentru ziua de astăzi, Andrei Spânu a anunțat că 5530 MWh au fost achiziționați de pe Bursa Română de Energie. Nu este clar deocamdată la ce preț au fost achiziționate aceste volume. Potrivit secretarului de stat de la Ministerul Infrastructurii, în orele de vârf, costul energiei poate fi chiar și de 5 ori mai mare decât cel oferit de centrala de la Cugiurgan. Pe de altă parte, așa cum s-a anunțat zilele trecute, Gazprom a confirmat doar 5,7 milioane metri cub de gaz pe zi pentru țara noastră, ceea ce reprezintă 51% din volumele necesare țării. Prin urmare, regiunea transnistreană primește cu peste 40% mai puțin gaz decât în luna octombrie, a mai precizat Spânu. Asta inclusiv pentru că Tiraspolul a refuzat să livreze curent electric pentru malul drept al Nistrului. Între timp, compania Energocom continuă să facă rezerve de gaze, iar ieri a achiziționat 27 milioane metri cub de gaz. În total, rezerva strategică de gaz este de aproximativ 127 milioane metri cubi, precizează ministrul infrastructurii Andrei Spânu. Noi detalii în cazul pungilor cu bani găsite la activiști și membri ai partidului Jor. Procurorii de la anticorupție anunță că suma depistată depășește 4 milioane de lei. Mai exact, este vorba de peste 4 milioane 200 de mii de lei și 4.000 de dolari. Precizările au fost făcute după ce acuzatorii au finalizat procesul de examinare a banilor și după ce inițial au anunțat că au găsit 3,5 milioane de lei. Pe 20 octombrie, procurorii au desfășurat percheziții la mai mulți membri ai partidului politic Șor. În urma acestora au fost ridicate circa 20 de pungi cu bani destinați participanților la protestele din centrul capitalei, în care se aflau circa 3,5 milioane de lei. Tot atunci, Procuratura Anticorupție a anunțat că 24 de persoane au fost reținute. La câteva zile distanță, deputatul fugar Ilan Șor a depus o plângere la procuratură, în care reclama dispariția 2 milioane de lei, în urma așa zisei operațiuni speciale a procurorilor. Am solicitat un comentariu la subiect de la reprezentanții Procuraturii Generale, însă nu am primit un răspuns deocamdată. Perchezițiile în dosarul penal pornit pe faptul finanțării ilegale a partidului politic Șor au pornit încă din luna iulie, când procurorii au constatat că partidul ar fi acceptat conștient bani de proveniențe dubioase din partea unei grupări criminale, care erau folosiți în interes de partid, precum onorarii pentru artiști, salarii pentru membri și organizarea de proteste.
Elevul din Mereni, transportat ieri la spital după ce tavanul clasei a căzut peste el, se simte mai bine. El a fost externat azi dimineață după ce suspiciunile de fractură la nas nu s-au confirmat. Între timp, administrația școlii anunță că lecțiile vor continua la etajul întâi, deoarece doar etajul al doilea a fost avariat. O echipă de inspectori urmează să evalueze starea tehnică a clădirii. Nu au fost semne vizibile de salpare nicio clasă. Nu știm acum care sunt cauzele. Cum spuneam, în zilele următoare vom deja am sesizat, de fapt, Agenția Supravegherii Tehnic ca să vină să ne ofere careva soluții și să, cel important, să ne dea niște răspunsuri, cine se face vinovat. Incidentul a avut loc astăzi, în jurul orei 13, la scurt timp după ce ar fi început lecția cu micuții. Potrivit directorului adjunct al instituției, incidentul ar fi avut loc din cauza reparației cosmetice efectuate necalitativ. Că tot ce facem noi pe interior, facem cosmetic în săli, dar nu se revine la instituție ca clădire, nu se revine la reparația generală, să se vadă dacă reparația capitală a clădirilor. Administratoarea a vorbit despre starea celor trei copii care au avut de suferit în urma incidentului. De toți trei, din cei trei, doi sunt acasă, deja în familiile lor, împreună cu părinții, iar unul din copii este spitalizat, are năsuc fracturat, țină comoție, adică ceea ce ne spun respectiv medicii, și starea este medie. Potrivit specialiștilor de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, clădirea este veche, iar lutul de pe tavan pur și simplu s-a desprins la un moment dat. Părinții sunt foarte îngrijorați de cele întâmplate. Una dintre mămici ne-a mărturisit că a dat bani pentru reparația din clasă, dar nu a participat la lucrări. Am trimis copilul la școală să învețe. Nu știu ca să întâmple așa. Scade tavanul în timpul orii. Doar ați achitat bani, da? Am achitat de reparație, dar n-am dat în detalii ce reparație am făcut. Primarul din Mereni spune că situația este fără precedent și a solicitat deja intervenția reprezentanților Agenției pentru Supraveghere Tehnică pentru a stabili cine se face vinovat de acest incident. Valentin Vieru spune că vrea ca investigația cazului să fie cât mai transparentă și obiectivă. Avem și noi responsabilitate ca să ducem până la capăt această investigație și să aflăm cauzele și motivele reale care au dus la acest eveniment regretat. Pentru a stabili cauza exactă a incidentului a fost inițiată o cauză penală. Între timp, orele vor avea loc online, iar elevii din clasa unde s-a prăbușit tavanul vor avea parte de consiliere psihologică. De astăzi, 1 noiembrie, conducătorii auto sunt obligați să circule cu farurile aprinse și pe timp de zi. Potrivit regulamentului circulației rutiere, regula intră în vigoare de astăzi până la 31 martie inclusiv, timp în care șoferii trebuie să circule cu faza scurtă a farurilor. Această măsură este necesară pentru a reduce riscul producerii unor accidente rutiere din cauza vremii instabile, caracteristice toamnei, târzii și iernii. Este vorba de ploi, ceață și alte fenomene meteo ce reduc semnificativ vizibilitatea în trafic. Șoferii care nu se vor conforma vor fi trași pe dreapta de polițiștii de patrulare pentru a fi avertizați, norma care îi obligă pe șoferi să meargă cu farurile aprinse. În intervalul 1 noiembrie, 31 martie, a fost aplicată pentru prima dată în 2009. Caz tragic la Drochia, un bărbat a murit în propria casă după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit cu două autospeciale și au reușit să stingă incendiul, însă bărbatul era deja decedat. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:38. Potrivit primelor informații, o locuință din localitate a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri. Ajunși angajații GSU au stabilit că focul a distrus bunurile materiale dintr-o odaie cu suprafața de 6 metri pătrați. Incendiul a fost lichidat la ora 16:30. În procesul intervenției, pompierii au depistat cadavrul parțial carbonizat al unui bărbat în vârstă de 72 de ani. Tragedia a avut loc într-o gospodărie din localitatea Hăsnășenii Noi, raionul Drochia. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează a fi stabilite ulterior. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 35 de situații de risc. Droguri evaluate la peste 2 milioane de lei au fost ridicate de polițiștii din Bălți. Oamenii legii au destructurat un grup criminal specializat în comercializarea drogurilor de diferite tipuri și în proporții deosebit de mari.
Potrivit ofițerilor de investigație, în perioada august-octombrie, 9 persoane cu vârstele cuprinse între 21 și 30 de ani au pus în circulație o cantitate imensă de droguri. Substanțele interzise erau comercializate pe teritoriul municipiului Bălți și zona de nord a Republicii Moldova. Pliculețele cu droguri erau ascunse în locuri mai puțin aglomerate, iar coordonatele și fotografiile cu plasarea acestora erau transmise prin aplicația Telegram, așa zisului operator, care deserva interesele grupului. Oamenii lege au efectuat percheziții la domiciliile suspecților, în cadrul cărora au depistat 1,5 kg de PVP, pliculețe cu marihuana, 100 de pastile cu efect psihotrop, telefoane mobile, cartele SIM, bani, dar și aparate pentru consumul drogurilor confecționate artizanal. Valoarea substanțelor narcotice ridicate constituie aproximativ 2 milioane de lei. Toate persoanele suspectate de comiterea infracțiunii au fost reținute pentru 72 de ore, iar 3 au fost plasate în arest pe un termen de 30 de zile. Suspecții riscă să facă pușcărie de până la 15 ani. Bombardamentele masive de ieri au lăsat Kievul fără apă. Pentru a face rost măcar de câțiva litri, oamenii se înghesuiau la cișmelele publice. Pe lângă lipsa de apă, capitala Ucrainei se confruntă și cu lipsa acută de curent. 270.000 de locuințe sunt acum deconectate de la rețeaua electrică. Peste 50 de rachete lansate din zona Mării Caspice și regiunea Rostov au lovit ieri Kievul, dar și zone din Harkov și centrala hidroelectrică Nipro din Zaporojie. La Kiev au fost cel puțin 5 explozii. Potrivit primarului Vitali Klitschko, 350.000 de apartamente au rămas fără electricitate, iar imediat după bombardamente, 80% dintre consumatorii din Kiev erau fără apă curentă. Pentru a face rost măcar de minimul pentru consum, oamenii au format cozi lungi în tot orașul să ia ape de la pompe. Це мінімальне, мабуть, на даний час я можу відчувати, мені вода, можу приїхати набрати. Інше, що гинуть люди. Це в цьому діло. Feeling the Russian aggressors want to freezing people in this winter. They counted they propose himself as war against military, but right now have this war have directly impact in civil population. Spre seara zilei de ieri s-a reușit reconectarea unor zone ale capitalei ucrainene, astfel că fără apă erau 40% dintre locuințe, iar fără curent 270.000. În Kiev, iluminatul stradal a fost oprit, iar troleibuzele au fost înlocuite cu autobuze convenționale. Întreruperi sistematice de curent au fost introduse în mai multe regiuni ucrainene, în special după atacurile de ieri, iar președintele Vladimir Zelensky a îndemnat oamenii să facă economii și mai mari la curent. Alte zone afectate de lovituri au fost Lvov, Dnepropetrovsk, Harkov și Zaporojie. În total, 18 instalații, majoritatea generatoare de energie, au fost lovite de rachete și drone în 10 regiuni, au declarat oficialii ucraineni. Aceasta a fost o replică la un atac asupra unei nave de război rusești în weekend, a declarat președintele rus Vladimir Putin. Rusia a transmis că atacurile au vizat sistemele de control militar și energetic ale Ucrainei și că toate țintele au fost lovite. De cealaltă parte, armata ucraineană a anunțat că a doborât 45 din cele 55 de rachete care au fost lansate. Una dintre rachetele interceptate de apărarea aeriană a Ucrainei a aterizat ieri în satul Naslavcea din Republica Moldova. Din fericire, victime nu au fost înregistrate. Sancțiunile internaționale anunțate de Statele Unite ale Americii vor fi aplicate și în Republica Moldova. Reacția autorităților de a include pe Vladimir Plahotniuc și Ilan Șur în lista persoanelor față de care se aplică sancțiuni vine urmarea deciziei SUA și a fost luată de către Comisia pentru Situații Excepționale. Anunțul a fost făcut de prim-ministra Natalia Gavriliță. Vă asigur că guvernul va continua să depună toate eforturile pentru a întoarce acești bani furați și pentru a-i sancționa conform legii. Potrivit deciziei Comisiei, activitatea persoanelor incluse în lista sancțiunilor SUA este vorba de fostul lider al democraților, fugarul Vladimir Plahotniuc, dar și liderul Partidului Șor, Ilan Șor, va fi strict monitorizată și în Republica Moldova. Vor fi verificate tranzacțiile ce nu corespund activității zilnice a persoanelor supuse sancțiunilor, precum și a persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate acestora. De asemenea, entitățile raportoare se vor abține de la executarea activităților și tranzacțiilor, inclusiv a celor ce țin de achitarea dividende
clientilor înstrăinarea de bunuri imobile, mobile și valori mobiliare, realizate de către persoanele vizate pentru un termen de până la 5 zile lucrătoare. De asemenea, Agenția Servicii Publice, Comisia Națională a Pieței Financiare, dar și alte persoane juridice investite cu drept de înregistrare a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități ce ar facilita transferul sau convertirea acestora pentru persoanele vizate. În discursul său, prim-ministra s-a referit și la incidentul din localitatea Naslavcea. A comentat și decizia Ministerului de Externe de a declara persoana non grata un reprezentant al ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Oamenii din localitate au auzit și văzut cu proprii ochi consecințele agresiunii militare ruse în țara vecină. Nu putem lăsa fără răspuns faptul că viețile unor cetățeni ai noștri au fost puse în pericol. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a anunțat deja declararea de persoană non grata a unui diplomat din cadrul Ambasadei Federației Ruse. Acesta, din urmă, este obligat să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Ministerului de Externe, acest fapt a fost comunicat părții ruse în după-amiaza zilei de ieri, 31 octombrie, cu prilejul convocării la sediul Ministerului a ambasadorului rus la Chișinău, Oleg Vasnetsov. Reacția nu a întârziat să apară. Rusia va da un răspuns adecvat, a subliniat Ministerul Rus de Externe, potrivit RIA Novosti. Spirite încinse pe holurile curții de apel Chișinău. Activistul civic, Pavel Grigorciuc, a fost la un pas să se ia de gât cu fostul deputat democrat Constantin Țuțu și cu Oleg Pruteanu, alias Borman, ambii fiind inculpați în dosarul din Codrii Orheiului, când a fost împușcat Alexei Veretca. Activistul ar fi fost împuternicit de familia Veretca să le reprezinte interesele în instanță. Deja de 3 ani, de când dosarul a fost întors la rejudecare, procesul bate pasul pe loc. Multe din ședințele de judecată au fost amânate din vari motive, așa cum s-a întâmplat și ieri. După un schimb de replici acide și acuzații cu fostul deputat democrat și campion K1 Constantin Țuțu, activistul civic Pavel Grigorciuc s-a luat la harță și cu Oleg Pruteanu, alias Borman, care la fel ca Țuțu are statut de bănuit în dosarul de omor al lui Alexei Veretca, zis și Krasavčík. Он получил 17 лет судом первой инстанции. А с кем я барыжил? Вот ты, вот ты, кого я убил? Кого я убил? Вы сегодня, вы чиновники, как черти просто приходите и пытаетесь доказать свою невиновность. Доказы за педофилы. Ты вот сейчас вот вернешь за педофила. За какого педофила? Что с тобой ты, черт, ты? Ты петушада, бежишь. Grigorciuc a venit la ședință în calitate de succesor al părții vătămate, după ce a fost împuternicit prin procură de către soția lui Alexei Veretca. Acesta s-a prezentat la curtea de apel cu o coroană funerară, pe care a încercat de câteva ori să o transmită lui Constantin Țuțu. Activistul a vrut să intre cu coroana și în sală de judecată, însă nu a fost lăsat de carabinieri și pază. Да, я трансмит. Я в левом центре. Кум ел симте, али ел совесть, али ел чинстя. Ела учис пи ачест ум, пи ачест барбат, кари лаела адамас купи, фаре тат соция му, триеште не тали, шо було кашти джибань. Ședința de astăzi a fost amânată până pe data de 11 noiembrie, din motiv că inculpatul Oleg Pruteanu, cunoscut și ca traficant de droguri, a cerut recuzarea completului de judecată, pe motiv că avocatul părții vătămate, Eduard Rudenko, ar avea influență asupra judecătorilor. Care mă cunoaște pe mine și care știe relațiile mele cu Curtea de Apel și în special cu doamna Rob, care este președintele acestui colegiu, chiar a fost, pentru mine a fost un surpriz că eu am o influență asupra doamna Rogu, care de mai multe ședințe în care am participat eu, am fost amendat de 10 de ori, am fost înlăturat de mai multe ședințe. Potrivit lui Rudenko, dosarul se află pe rol la Curtea de Apel de aproape 3 ani, timp în care nu a avut loc nicio ședință de lucru. Mai mult decât atât, avocatul susține că cel mai probabil inculpații nu vor fi pedepsiți din cauza că a trecut termenul de prescripție.
Crima a avut loc în 2012 lângă restaurantul Doi Haiduci din Codrii Orheiului, când un grup de persoane, printre care Constantin Țuțu, au participat la o încăierare soldată cu focuri de armă și cu un deces. Alexei Veretka, alias Krasavchik, a fost ucis pe loc, iar fostul polițist Iurie Matkovski, care era împreună cu victima, a fost rănit. După ani de zile de la producerea tragediei, o singură persoană a fost condamnată, Ion Corcodel, care a admis că el a fost cel care l-a împușcat pe Veretka. Țuțu pledează nevinovat, iar Pruteanu a declarat că a efectuat o singură împușcătură, doar că în aer, deoarece Veretka ar fi deschis primul focul. Pruteanu susține că împreună cu alte persoane a mers la Orhei pentru a rezerva o căsuță de 1 mai. Dosarul se află la Curtea de Apel, după ce Curtea Supremă de Justiție a trimis cauza la rejudecare. Domnilor și domnilor, acestea au fost informațiile despre care am reușit să vă spunem până la această oră. Următorul buletin de știri în limba rusă începe la ora 14:45. Să aveți o zi cât mai reușită!